Băsescu, replica CIP pentru Lucian Isar, precizări cruciale despre aurul aflat în custodie la Banca Angliei. Banca Națională a României, BNR, a anuncat că aurul aflat în custodie la Banca Angliei aparține în continuare României, sublinierea nu poate fi folosit decât la instrucțiunile exprese ale BNR. Anuncul este o reacție la acuzațiile apărute în cadrul unei emisiuni de televiziune, iar BNR respinge insinuările care pun în discuție certificarea sublinierei ilegalitatea administrării rezervei internaționale. BNR susține că menținerea aurului în custodie la Banca Angliei are ca scop, în primul rând, garantarea faptului că România dispune de o rezervă de aur standardizat, sublinierea disponibilă a fi utilizat ca garanție în cazul unor operațiuni de finanțare a țării în situații de criză, iar aurul nu poate fi folosit decât la instrucțiunile băncii centrale. Aurul aflat în custodie la Banca Angliei aparține în continuare României, sublinierea nu poate fi folosit decât la instrucțiunile exprese ale Băncii Naționale a României. O eventual valorificare a stocului de aur ar implica o formă sau alta de înstrinare, chiar dacă rămâne depozitat la Banca Angliei. Deciziile de natură strategic privind administrarea rezervei internaționale a României, aur plus valute convertibile, se aprobă, conform legii, de către Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României, se arată în comunicatul BNR. Pentru păstrarea în custodie. Custodele în acest caz Banca Angliei, nu remunerează pe cel căruia îi prestează servicii, potrivit BNR. Ca atare, Banca Angliei nu plătește subliniere de dobând pentru aurul aflat în custodie niciunui client, fie banc central sau comercial. Nici Banca Centrală a României, nici cea a Poloniei, nici cea a Bulgariei, nici cea a Italiei, etc. Nu primesc dobând pentru aurul aflat în custodie la Banca Angliei. Subliniere este firesc să fie a sublinierea, se arată în comunicat. Totodată, BNR susține ce apetitul fac de risc difer între băncile centrale, sublinierei chiar de-a lungul timpului, în cazul aceleia sublinierei bănci centrale, în funcție de condițiile pieței. În cazul BNR, obiectivele principale urmărite în activitatea de administrare a rezervelor internaționale rămân siguranța, sublinierei lichiditatea, pentru a consolida bonitatea financiară internațională a României, sublinierei pe această bază, a reduce costurile de finanțare internațională ale țării. Preocuparea majoră a Băncii Naționale la nivelul activității de administrare a rezervelor internaționale este, în consecință, practicarea unui management prudent, sublinierei eficace al rezervelor, centrat pe diversificarea riscurilor bilanciere ale instituției, siguranța, sublinierei lichiditatea plasamentelor. Obținerea unei performanțe investiționale cât mai ridicate este un obiectiv secundar, urmărit pe termen lung, se arată în comunicat. Totodată, plasarea aurului sau a altor active de rezervă în depozite la bănci comerciale sau alte tipuri de instituții financiare, în operațiuni de arbitraj sau de tip speculativ,
se face cu un risc, unul din cele mai importante fiind cel de contrapartid, potrivit BNR. Acest risc a crescut semnificativ odată cu ultima criză major, sublinierea i-a secezut între timp, nu a revenit la nivelul pre-criz. Materializarea acestui risc ar presupune chiar pierderea cantității de aur plasat la acea contrapartid, se arată în comunicat. În plus, programele de repatriere ale aurului anunțate de unele bănci centrale au vizat mai puțin aurul de la Londra, principalul centru de tranzacționare de pe piața aurului. Astfel, bănci centrale precum cele ale Germaniei sau Olandei au repatriat într-adevăr o parte din cantitatea de aur depozitat în setere intacte, dar cu predilecție pe cea din diferite alte centre, Paris, New York, potrivit BNR.